trafic. 8:40 de minute arată ceasul, alături de noi prin telefon domnul Traian Morar, purtătorul de cuvânt al Poliției Clujene. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am regăsit! Ce recomandări ne faceți pentru astăzi? Având în vedere că este început de weekend, vor fi două zile pline pentru a ne deplasa către destinații turistice, drumurile vor fi aglomerate, așadar aș dori să atrag atenția asupra modului în care vom circula în acest sfârșit de săptămână. Mare atenție dacă întâlnim coloane de vehicule, să nu ne angajăm în depășirea acestora, să purtăm centura de siguranță, să păstrăm o distanță de siguranță față de vehiculul din mers. Și asta ne aduce aminte de evenimentul care s-a petrecut ieri pe DN1 în Florești, când trei vehicule au fost avariate datorită neatenției în condiția unui conducător auto, de autocamion, rețineți, de mare tonaj, care pe fondul nepăstrării unei distanțe față de vehiculul din față l-a lovit, l-a proiectat într-o altă autoutilitare și de acolo a rezultat rănirea unei persoane și avarierea a trei vehicule. Ați spus că nu este că să nu depășim în coloană, deci mașina aflată în coloană nu este voie, este interzis prin codul rutier? Da, este interzis prin lege. Depășirea coloanelor de vehicule sancționează cu amende și cu măsura complementară a suspendării dreptului de a conduce. Deci depășim una câte una, niciodată mai multe mașini. Exact. Și mare atenție, pentru că nu știm niciodată, depășim coloanele, nu ne putem asigura, nu știm dacă unul dintre conducători auto din coloană semnalizează pentru efectuarea virajului la stânga și ne poate surprinde și intrăm într-un coliziune. Și de aici am avut foarte multe accidente rutiere produse pe această încălcare a codului rutier. De asemenea, spuneam că dimineața și seara, iată, apare ceața, vremea se răcește brusc. Mare atenție, folosiți proiectoarele de ceață numai atunci când este ceață, folosiți luminile de drum pentru a fi vizibil, nu folosiți faza lungă nici măcar ziua, pentru că deranjează ceilalți conducători auto care vin din față. Ar trebui să fim conștienți de aceste lucruri, să ne cunoaștem bordul, să vedem că avem un marker de bord albastru care ne arată că circulăm cu faza lungă, atât ziua cât și noaptea. Faza lungă nu se folosește decât pentru perioade scurte de timp, pentru a putea să ne asigurăm sau să ne asigurăm o vizibilitate mai bună pe o distanță mai mare. Dar nu se folosește niciodată în mod constant. Și nu atunci când vine cineva din fața noastră, pentru că lorbim. Absolut, pentru că putem să-l orbim pe cel din față și el nu mai poate vedea un obstacol sau noi nu mai putem să observăm cum trebuie atunci când stingem. Aici se creează și oamenii nu conștientizează faptul că folosind în mod constant faza lungă, atunci când ești obligat să stingi faza lungă, ai câteva fracțiuni de secundă în care practic circui în orb, cum se spune, și nu mai vezi foarte bine ce se întâmplă pe carosabil. Mulțumesc foarte mult pentru aceste recomandări. Ne auzim și luni dimineață. Traian Morar, purtătorul de cuvânt al Poliției Clujene. Radio Cluj. Ascultă Transilvania!